Dacă nu, 70-75, când o pasam mult, la jumătatea terenului lateral și înapoi mai era la victorie. Și să trebuie să fie realiști, pentru că am vândut o echipă experimentată pe cei Brașov. A fost un mic sau așa, pe părerea mea, din și să mulțumim acum de ceilalți, s-a văzut acest lucru și prin schimbarea făcută, am văzut. Și își doreau probabil enorm, mă dau un punct la Brașov. Deci, zic, am avut răbdare, am avut și șansă, trebuie să fim realiști, pentru că a doua repriză am de echipă, au făcut un joc slab, dar important e că am câștigat cele 3 puncte, important e pentru noi, în fața Brașovului, 6 puncte, de fapt, și ne-am descătușat un pic, pentru că era nevoie după 11 etape, iată că am avut șansă, pentru că din punctul meu de vedere, din cele 11 etape care le-am a fost fără victorii, cu excepția jocului cu Astra, 0-5 a Pandurii, am pierdut foarte multe puncte în turul campionatului, care ne merita din vedere. Acum, cu sosirea jucătorilor noi veniți, jucătorii străini, eu sper ca jocul să fie să crească pe acest an. Au fost și lucruri care nu v-au făcut astăzi? Acum, stai în tensiune 90 minute, 94 minute, normal, că adevăr, și echipa cu mare răbdare. Și echipa a intrat timorată. Normal, asta ne-a cerut să fie liniștiți. Pentru că important e când speri până în 94-95, chiar că astăzi am sperat și am dat golul. Multe așteptări de noi. Este stoică cu jucătorul de care avem nevoie? Acum avem nevoie și pentru campionat? Ai un jucător altruist, adică un jucător cu experiență. Încă nu e la nivelul care trebuie să fie, dar sunt sigur că în jocul următor va fi un jucător important pentru FC Botoșani. La fel și Ivanov, un jucător experimentat, care, în punctul meu de vedere, cu plus în angrenajul echipei. La fel, Vază, jucător care a dat încredere echipei și zic că jucătorii mei veniți o să dea altă culoare echipei. Zivkovic, cât mai rezolvat de jucător foarte important, o să vedem la lucru, avem cu ușor accidentare, e probabil de la jocul următor o să vedem în echipă. Ce a făcut jucătorul de la șansă? Că a fost fair play, m-a felicitat, deci m-am supărat, normal, că interes. De asemenea, maniere, într-un nou județ, am avut să fiu dezamăgit. Noi eram dezamăgit că am fost conduși asociat. Eram dezamăgit că m-am egalat în 94, la ocazia lui Vajor. Se poate spune că am spart și Ghinonul? Da, sigur, dar eu zic că echipa va evolua altfel la următorul joc. Asta nu înseamnă că Timișoara vom avea la fel un meci extrem de greu. Dacă nu reuși să îngheniești Timișoara, în felul de a spune că suntem pe drumul cel bun. Credeți cu toții, în afară de Corona Brașov, toate echipele locul 8 în jos sunt angrenate în lupta pentru supraviețuire. Deci, și toate de cam scot puncte de când încep sezonul de primăvară. Asta e important. Pentru noi este un nou început. Ați văzut și surpriza a fost și în jocul în etapa asta. Și asta, o Cluj, Stăziat, am 10 jucători, de asta ne gândim la Timișoara. Deci, mai sunt multe etape de tot și vor mai fi surprize. Important e noi să acumulăm victorii, să nu avem emoții până la ultimul joc cu Dinamo București. Arbitrajul care e normal cu arbitrii adiționali, din punctul meu de vedere, a crescut și va crește nivelul arbitrajului în fotbalul românesc. S-a văzut o echipă puternică. A fost o fază când a văzut asta în jocul 6, când Toanie Coleșa a anunțat că a văzut la doamne din Sechele și Roșu. La o simulare cu Vali vorbeam. Da, nu am ce să mai comentez. Sunt multe faze în timpul celor 90 de minute de joc care pe obicei, banca ne-a mulțumit. Astăzi, dacă am învins
Nici când am pregătit, n-am comentat foarte mult arbitral. Noi fece tot așa în timpul. Pentru că trebuie să vedem primul la arbitrii. Și am încredere că va crește nivelul arbitrajului. Aseară v-ați uitat la meci? Da. Ei, de obicei... Da, un meci bun pe Veteranul care, într-adevăr, nimeni nu se aștepta la un joc bun ordinar. Asta e benefic pentru că o echipă tânără, o echipă frumoasă. Acum e important la fel și ei să aibă continuitate, dacă echipa va avea aceeași atitudine, același joc, aceeași față în meciul cu Steaua, în dubla cu Steaua. După meciul de dubla cu Steaua, mă vedea că Dinamo a reînviat. Pentru că sunt sigur că Steaua va aborda jocul altfel, în dubla cu Dinamo, în Cupa României. Dar o echipă tânără, o echipă agresivă. Îmi doresc să învingem în mai departe la Bădășani. Am doresc în tot sufletul să nu avem nevoie de... Pușcați bine Dinamo sau Steaua a fost așa mai tot bine? Pregătit jocul Stoican mai bine. Steaua s-a venit cât de la fel 3-4, dar ați văzut cum se întâmplă în Forda, când vezi jocul de sus. S-a văzut de multe ori. Nu numai în Forda românesc. Dar e frumos. Era frumos o victorie. Nu știu, mâine că e o optavă. Da, se vede încă o dată că la fotbal românesc nici Steaua, nici Astra, nici Petrolul încă nu sunt echipe care ne dorim noi.